Cele mai ieftine jocuri sunt pe G2A.com. Linkul și voucherul meu se află în descriere. Salut tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou clip din GTA 5 Online. E bine, eu filmez tocmai după ce am terminat episodul de joi, deci sper să nu vă deranjez acest lucru. Dar... în care am zburat cu tankul. Da, sunt alături de GZ Break, care trebuie să plece, vine la mine în București, poate, de fapt sigur o să ne vedem că e și ziua lui de naștere. Și în acest episod vreau să vă arăt ce update s-a făcut, probabil foarte mulți dintre voi știți, dar odată cu cele... odată cu noile motociclete, vreau să spun numărul, să zic, odată cu cele 5, dar nu știam exact câte motociclete s-au adăugat. Odată cu noile motociclete care au fost adăugate, a doua zi sau a treia zi după adăugarea lor, a fost introdusă și această mașină care are doar 3 roți, probabil mulți dintre voi știți deja, dar eu unul n-am apucat să tunez și o să tunez această motocicletă, mașină, moto, mașină și ATV-ul dacă mai avem timp. Bineînțeles, alături de Gizek o să mă ajute și el cu câteva modele de tuning. Hai să luăm pe alb, cu siguranță o să schimbăm culoarea. Hai să-mi pun unde mai avem noi loc prin... ah, ok, garajul numărul 3 e liber. Bun, vii tu să mă iei cu motocicletă ceva? Eu sunt la mine la Clubhouse, deci... ah, am și eu Clubhouse, dar nu știu cum te invit în Clubhouse-ul meu sau pe cineva să invit. Vedem, imediat. Vrei să te invit în al meu? Yeah, sure. Ok, hai că aștept să-mi dai și mie o mașină, că... nu pot să merg cu tankul ăsta, că fac 10 ani. Ia da, imediat vine eu cu mulțurile de imediat. De două locuri sau de un loc? Sper să fie de două. Vezi că alea noi sunt toate de un loc, așa că... că... hai că mă duc acasă, că am luat o mașină. Ne întâlnim la hotel. Ok. Da. Bun. Ia, clasica salvare a lui Gizek. Da, clasica salvare. Vai, deci arată prea bine motocicleta asta tunate de mine, dar nu știu care să o iau după asta. Băi, nu mai am loc în garaj, mă, câte garaje putem avea? Eu am 5. 60, acum 6. Oh, super, mai cumpăr un garaj. Că nu mai gen, nu, adică avem 5 la apartament și încă unul la clubhouse, care e pentru motociclete. Aaa, mă gândeam că mai putem unul în afară de ala. Nu. Aaa, mă, frate, de-abia se mișcă dricul ăsta. Cred că a fost al cuiva, că deja a lovit. Hello, breaker. Dar mi-a fost lene să sun la mecanic să mă duc o mașină. Trecea timpul. Mi-a luat oricum acea instanta, nu știu ce a fost în capul meu. Nu m-am gândit la varianta asta. În orice caz, sunt tare curios cum o să ia curbele acea mașină care are doar 3 roți. Pentru că dacă stai un pic să te gândești logic, ar fi cam ciudat, gen 3 roți, nu prea ai direcția bună, știi? Eu îți spun că... mulți spun că sunt nebun. În curbe, gen dacă ai viteză și e o curbă care are o denivelare de asta, gen ceva un de genul ceva. Asta, un dâmp sau ceva genul ăsta, instant te întorci 180 de grade și mergi cu spatele, gen spatele. Asta nu era așa bine, Gizek. Nu-mi place ceea ce spui tu aici. Am pățit de multe ori chestia asta, că eu o am și... ok, bă, dar ce prost e GPS-ul, frate, că e mai logic să mergi așa și apoi să faci dreapta. Iuuu! Ce bun e fost. Și aici trebuie să facem dreapta, da? Mai sus. Aici, bă, frate, mă! Așa. Ce mă enervează traficul din GTA 5. Da. Mie îmi place traficul din București, frate. Îmi place când e trafic mare, știi? Gen, mă rog, nu prea-i plăcut, dar zic, o să vă prindeți imediat de ce îmi place mie traficul din București. Pentru că Gizek știe că eu am un mare subwoofer și am o mare instalație audio în mașină. Și gen, la, așa când e coloană și practic stăm pe loc, deschid un pic geamul din spate și bam, bam. S-aude basul. Înțelegi ce zic, Gizek, nu? Da, nu știu dacă ai boxe mai bună ca ale mele, mă. Bă, nu cred că vei să ții casa pe roți, gen. Mamă, băi, uite cum arată toba asta din spate, ești nebun. Doamne, deci designul este super. Ador designul ăsta. Stai să fim, hai că ne vedem acolo la... mamă, băi, deci că e desprinsă din filme, SF. Ia că vreau să prind un pic de viteză să văd cum face curba. Bă, surprinzător, e destul de acceptabil. Să vezi tu ce am... o să pățești odată și odată. Oricum, dacă o tunez, o să aibă și direcția mai bună, gen. Ia să vedem cum ia pe aici. Mam, cum fuge de fund, ești nebun. De fund fuge aiurea rău. Pe ideea. Să
stai că m-am dus. What the fuck, am ajuns înaintea ta la... Deci nu, eu m-am blocat undeva. Și eu am și făcut mișto de mașină, adică... Bine, am dat-o pe drum greșit. Nu te simți bine. Hai, te aștept ca să te urci aici cu mine, da? În spatele tău, ce-ai făcut? Mă putem pe aici, haide. Urcă-te. Are față de rechin. Așa mi se pare mie. Da, are o tentă. O fi apă, o fi vin, o fi pipi de rechin. What the fuck, man? Nu știi episodul din roboții vechi de acum mii de ani? Mă rog, nu mii de ani. Punem frâne, motori. Și știi care cred că ar fi o afacere, mă, să facem la mașina asta? Să-i punem, gen, să nu tunem deloc la motor, deci punem frâne și transmisie și chestii mai bune, știi? Că fiind puternică și frânele tot fiind puternice, viteza crescând mai mare odată cu motorul upgradat, nu cred că e foarte avantajos, știi ce zic? Adică ar fi mai interesant... M-ai pierdut după ce ai spus motor. Ar fi mai interesant să-i lăsăm motorul stock, dar în schimb să-i upgradăm doar frânele și transmisia. Deci, ce interesant. Pentru că chiar dacă e motorul mai slab, nu mai are aceeași viteză pe care ar avea-o dacă i-am pune noul motor, gen ăla ultimul. Și nu ar derapa la fel de tare. Mă gândesc eu, dacă frânele sunt totuși la maxim, știi? Am putea încerca. Oricum, de ce-i pui roz? Pun la mișto și de mâncă oricum schimb după ce mă hotărăsc. Ce culoare. Doar atâtea? Hai că avem și eu. Ok, ești prea, hai să vedem. Primary color, metallic. Și dacă vă aud că spuneți ca... Ia mă că-mi scoți și tastele astea. Săgețile astea. Gen, la tastatura asta se pus scoate tastele foarte ușor, că pentru asta e făcută. Ok. Ce culoare o facem? Un gri. Sau un roșu. Formula red. Uite asta. Ia uitați-vă. Cum am acum. Uite cum am tastatura, deci. N-am taste aici. Și nici aici. Oricum, pentru asta e făcută. Nu vă gândiți că am stricat sau ceva. Cum? Care ziceai tu că arată bine? Ăsta? Nu. Ăsta? Nu. Ăla mai închis, dacă. Dark asta. Steel? Ăsta, Dark Steel sau Red? Formula Red sau care era? Eu zic Formula Red, om. Asta e Formula Red. Mm-hmm. Sau Lava Red? Nu, Formula Red. Dar zic, când aveam, când aveam blocată Lava Red, îmi doream atât de mult. Mm-hmm. Metallic. Și aici ce facem? Eu își vedea-o cu alb. Aici, alb și cu roșu e culori de Crăciun, omule. Și? Ce? Nu vine Crăciun în curând? Mereu așa văd, eu niciodată n-am făcut o mașină roșu cu alb, că parcă ia uite ce bine arată. Gen, în față nu înseamnă cu un rechin, mai mult cu un crocodil, nu știu. Crocodil? Bă, da, nebunule! Da, mă, de față la bot, botul unui crocodil cred așa. Turbo tuning. Ia zi, punem sport, off-road, muscle, high-end. Stock. Da, aia din spate. Aia din spate. Nu, aia din spate nu se poate. Aha. O pun pe asta. E și normal că pe spate nu se poate că. Și ce culoare? Negru, nu? Da, negru. Carbon. Zici că sunt genții mele de la mașina mea. Nu știu dacă le știi. Că nu mai da poze. Păi am crezut că ai uitat nici de unde, acum două luni. Cum să uit eu în minunăția? Bă, cineva se schimbă, mă? Gata, m-am prins. Mă uitam, știam că scrie geam, dar nu vedeam ce geam. Nu uita, okay. De light, neon, color. Alb. Păi ce primul, white. Stock, da, white. Gata, am turnat și mașina asta, o să mai luăm acum. Oare pe asta o pus duce la... La garaj de motocicletă, nu. Hai că e acceptabilă, poți să vin și eu cu a mea? Da, dar hai să-i dăm o tură și o să mai merg să mai iau acela TV. Păi hai la mine, la garaj. Nu, o să merg un pic pe autoțadă să văd cum se comportă. Mamă, e foarte aerodinamic mașina asta. Dar văd că te-ai dus tare, stai că vin și eu încet cu asta. Gen, hai să vedem pe ce mergem aici. Se duce foarte bine când e vorba de drum lung și drept. Vine vorba de curbe, ați văzut că nu e tocmai cea mai plăcută mașină pe care o poți conduce din GTA 5. Dar hai să mai vedem un pic. După care mai tunăm ceva. Mă, cum se duce, bă! Da, sunt spatele tău. Știu, dar se duce super.
Băi, ia stai așa că... mă gândesc la o chestie. Oare să facem o cursă? Vrei să facem o cursă? Ce vrei să... vedem gen cu mașinile astea, cum se comportă. Păi stai să o aduc și eu pe meu. Nu o cursă, gen să facem o cursă... Sunt! Și să jucăm doar noi doi. A, dar nu știu dacă pot face cu asta. De ce? Nu poți, poți cu orice mașină. Mamă, ia simt cum se comportă asta off-road. Ai dus-o frate off-road? Ha? Nu. Uite, eu sunt cu motocicleta și merg mai bine. Păi da, mă, normal. Da, e o mașină care arată bine și atât. Nu-mi place cum se conduce, sincer să fiu. A, nici mie, arată bine. Doar că e frumoasă. Se putea și mai bine, se putea și mai bine. Dar e normal că gândiți că are 3 roți și uite cât de lată e roata asta. Adică, practic are 4 roți dacă te uiți, numai că sunt 2 unite, mi-e așa îmi dă impresia. Ia, dacă te uiți aici, voi ce spune, sunt 2 roți? Nu, e o roată, nu, foarte e, lată. E una singură foarte lată, dar dacă te uiți atent, chiar are o dâră de, care desparte, vezi? Ia, uite, nu, e cauciucul. Urcă-te un pic pe ea. Și dă-i așa în gen, în jos. Dar știu, man, știu. Urcă-te, știu, că vreau să merg și cum mă duci pe și eu. Știu, e mă, cauciuc. What the fuck. Știu cum ai. Dar uite, de când sunt chestiile astea aici? N-am văzut niciodată. N-ai văzut vreodată? Nu. Băi, de când e chestia asta aici, pe bune, voi o știați? Dar uite, nici nu poți să treci prin, gen ce prostie. Și uite cum a crescut iarba între fiecare de-astea. Și uite, știu că nu te lasă să treci prin. Cum e mizeră dintre dinți. Adevărat, zici că sunt niște dinți. Ha, dar nu te lasă, frate. Cu care ai motocicletă. Nu te lasă, merg pe acolo. Ok. Hai să luăm ATV-ul. Hai să luăm. Stai să-l comand. Travel and Transport, unde îl găsesc? La San Andreas, nu? Da, San Andreas. San Andreas, ATV, ATV... Stai un pic, am presiune că s-a băgat o motocicletă nouă, iarăși. Bă, nu e aici la, la San Andreas, nu? Bă, da, e la San Andreas. Cred că am trecut peste el. E la San Andreas, gen deasupra la mașinile de stand. Se numește Nagasaki Street Blazer. Nagasaki Blazer sau? Ca se numește? Nagasaki Street Blazer. Da, cred că am trecut de el, hai să mă mai uit. Deasupra la mașinile de stand. Stai, că ești una în ăsta. Și să băga și o motocicletă nouă, stai cu o comandă acum. Și văd. Uite mă, l-am găsit aici. Îl iau pe negru, oricum îi schimb culoarea, văzut că nu... Îmi comandă și o motocicletă nouă. Da? Ia să vedem. Da, uite, gen tot la San Andreas. Iar l-aud prost pe GZK și în episodul anterior acum. Dar nu e de la tine, nu e de la Skype, nu? Hai un pic la Clubhouse. Dar mașina vine, mă, la garaj, nu la... Nu, ATV-ul mi-a venit la Clubhouse. L-am pus, dar nu știu unde mi-e Clubhouse-ul, cum văd? Ah, e o casă, e cu ca un o garaj. Casă, ca un garaj, da, l-am pus. Eu mă duc la garaj să-mi iau. Mamă, ce ciudată l-aud pe GZ. Sorry. Păi de la tine, mă, dar zic așa, că... Ce Skype e prost, că și în episodul anterior știți că am o problemă asta. Ar trebui să ne mutăm pe Yahoo Messenger. Nu, no, ne băgăm pe Raid Call Talkson, ok. TeamSpeak. Nu-mi place TeamSpeak-ul. Discord. Nici ăla, îmi place doar Raid Call. Și Skype. Și Facebook. Mai este și chestii la Razer. Ah, da, știu. Hai că am ajuns aici la mine. Eu mă duc aici la Clubhouse, cu motocicleta ta. Păi dacă îmi scot eu acum motocicleta mea din garaj, o să te dea jos. Aie! Să mă deie, cum zici tu. Încă, păi nu, încă nu m-a dat jos. O să te dea jos? Sau da, o să te dea jos? O să te dea, what the fuck, cum se zice, o să te deie. Ce cu un tăia deie? Man, accentul la moldoven, adică accentul, doamne, nu. Accentul moldoven? Eu n-am auzit cuvântul ăsta. Da. Accentul moldovenesc. Asta a spus. Ha, bă, sau mai dai jos de motocicletă? Dar încă nu mi-a venit ca să pot smolg pe ea, așteaptă. Trebuie să-mi vină. Mie, v-am nici mie mi-a venit, dar am ajuns, asta vreau să zic. Adică nu mai e problem, poți să mă dai jos. Bun, așteptăm să-mi vină ATV-ul.
Am aici motocicletă mov, una albastră. Și așteptăm ATV-ul, filmăm de 14 minute, wow! Cum gata, pe venim motocicletă. Da? Hai, vino aici spre ăsta al meu. Uite și mie mi-a și mergem la paint job și le-a. Mă sună cineva, aia să cine. M-am pus pe mine, deci nu-i problema. E cineva care, cred că e un abonat și mă sună așa, ca să dea și el șmecher. L-a închis. A zis, alo? Am auzit. Vino la paint job, paint job. Paint job? Ok, hai că vin. Suntem relativ aproape. Ia să văd, nu intra în altul ca să-ți văd și motorul. Nou. E sigur că e nou? Poate nu l-ai văzut. Da, e nou, e nou, e nou, că prima motocicletă era... Ok, deci practic e un update de la GTA ăsta. Un mini. Un mini update GTA. Da, care a fost... Mașina aia și cu motocicleta asta. Ia. Uite. Aha. Deci mic. E, na, seama, e ok. Ia uite, niciodată n-am dat aici gen așa pe repedes cu picioarele. O să merg cu spatele. Ia uite mă, sunt în ăsta, ești nebun? Sunt în ăsta. What the fuck, sunt în ăsta și mă plimb prin el. Păi ești de acolo. LOL. S-a buguit chestia asta, hai să apăsăm mesotul, n-am. Repair, armură. Mamă, cred că am scos și tasta enter. În curând îmi scot toată tastatura în momentul în care filmez. Ah, tasta enter nu vrea să se scoată, gata. Mamă, uitați câte chestii a avut aici. 3 de astea, wow, de aia se scutea mai greu. Ok, da, punem armură. Ah, what the fuck, i-am pus deja? Ok. Acum nu se mai aude urât tastatura. Bumpers, front bumpers. Wow, nu știam chestia asta. Bă, nu vreau că vreau de carbon neapărat. Vreau primary, nu vreau de carbon. Așa, bodywork. CC bar. What the fuck, bă, să-i pun CC bar. O să-i pun secondary color aici. Frames. Ah, ce prost sunt că puteam să tunez la clubhouse pe asta eu. Ah, dar am venit ca să da. Văd. Ah, da, am venit să-ți văd păi motorul. Păi de-asta vin încă acasă, îmi vezi și mie motorul. Carbon. Dar nu vreau de carbon, vreau ăsta. Mad Guards. Pot să-i pun chestii apărătoare, gen. De ce mă nevează că mă obligă să-l pun cu carbonul lui? Hai să-i punem pe astea de carbon, să zicem. Să zicem. Normal că o să-i pun motorul ăsta. Să zicem. Filtre de aer. Carbon, hai să-i punem. Astea. Horn, lights, da, hai să punem, nu putem neoane. Bă, cum ar fi fost să vă spune neon la ăsta? Ar fi fost șmecher, cred. Primary, hai să vedem cum facem noi ăsta. Hai să mă pun așa într-o parte să-l vedem mai bine. Îl fac gros, gata, m-am hotărât. Glumesc. Mamă! Ah, iar mă sună cineva. Nu-i mai răspunde. Uite, să pun ăsta, lime green. Mamă, și mă sună cineva important, gen secondary metallic. Lime. Aici cred că îi pun cu negru. Îi pun cu negru. Mi zic că se îmbină destul de frumos. Unde e grafit, carbon. Dar are și o tentă de aia. Ok, o să-i scot eu tenta aia. Cum scoteam? Parcă mergeam la secondary. Nu, la primary. Și avea pearlescent aici. Da, uite, vedeți, avea ăsta. Eu vreau să vadă negru, așa că o să-i dau pe carbon. Nu văd nicio diferență, așa că am dat random. Ok, nu vreau să vând, da, vreau praguri de-astea. Nu vreau de carbon, vreau de-astea. Deci, eu mă prostesc că motocicleta mea, eu am făcut-o... Arată oricum. Uite să-l pun pe ăsta. Ăsta mi se pare că e prea brutal pentru ăsta, așa că nu... Sau, mă, chiar arată decent. Din lateral chiar este de frumos. Transmisie. Hai că imediat terminăm unui băieți. Turbo. Bam. Roți.
Băi, o să-i las roțile astea, sper că nu vă supărați, dar mie chiar îmi plac roțile astea. Și nu vreau burnout la asta. Gata, mă, i-am terminat. Să ieși și tu mai repede, să vedem. Mamă, frate, ce sunt, cum faci? Wow! Cum se ridică ăsta? Băi, ce sunet a scos? Wow! Ai, a, sunetul meu? Wow! Ia uitați-vă, super tare, băieți! Băi, ce zic, tu ai observat că în astea două episoade n-am nis deloc de butonul de like? Cum mi-am dat seama? Ia uite. Mamă, super, arată frumos, zici că e de poliție. Ok, băieți, aici ne oprim și noi cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade, apăsați butonul de like. Vă mulțumesc de vizionare. Pa, pa! Pa! Wow.